Hai să facem un experiment folosind niște materiale foarte simple. Veți avea nevoie de apă, două vase, cam de dimensiunea aceasta, niște carioci și un șervețel și o farfecă. Cartonul este opțional pentru ceva ce vă voi arăta puțin mai târziu. Pentru experimentul acesta, voi avea nevoie să tai din șervețelul de masă o fâșie mai îngustă și apoi să o desenez cu carioci în felul următor. Îmi fac puțin loc aici. Și tai din șervețel o fâșie care să fie aproape de marginea aceasta îndoită a șervețelului. Și jumătate din el este suficient. Ideea aceasta de experiment am întâlnit-o în mai multe variante pe internet, așa că puteți să căutați și să dezvoltați ideea așa cum vă doriți voi. Vreau să fac un curcubeu, așa că pentru fiecare culoare voi face o fâșie, atât în partea din dreapta a acestui șervețel, cât și în partea din stânga. Iar apoi procedeți la fel și cu celelalte culori, până când voi avea o bucată de curcubeu în zona aceasta și o altă bucată în zona aceasta. Am terminat de colorat și să fiți foarte, foarte atenți atunci când puneți culoare, dacă simțiți că agață puțin carioca, să vă opriți, pentru că e fibra destul de subțire și se poate destrăma. Îmi pregătesc vasele cu apă. Acesta este deja cam pe jumătate umplut. Pun și în acesta. Le mai apropii puțin. Iar apoi, probabil că deja intuiți ce urmează să fac. Țin șervețelul de la jumătate și introduc în apă capetele colorate. Să fiți foarte, foarte atenți să observați ce se va petrece în zona albă a șervețelului. Va fi nevoie să avem puțină răbdare și să așteptăm. Dar, iată, aici deja începe să înainteze apa, dar nu singură, ci apa cu tot cu pigmentul de mai devreme. Ia uite cum ultima zonă albă se colorează, iar curcubeul s-a transferat dintr-o zonă în cealaltă cu ajutorul apei. Aș vrea să vă arăt și ceva practic pe lângă lecția aceasta frumoasă pe care o putem învăța de la experiment. După ce v-ați jucat în felul acesta, puteți să puneți la uscat hârtia colorată. O să o ridicăm în felul acesta, lăsăm puțin să se scurgă, o să vedeți că mai iese culoare din el. Apoi pun pe șervețel și las la uscat, poate pe calorifer sau în altă parte. Și după ce se usucă bine de tot, e un experiment, dar știți că mie îmi plac mult și activitățile practice, așa că putem lua un carton pe care să-l îndoim ca o felicitare și șervețelul acesta uscat poate fi pus sub un șablon decupat și șervețelul după șablonul acesta, după
forma lui exterioară. Iar apoi le puteți lipi împreună, în așa fel încât să faceți o felicitare, să nu fie doar un experiment, ci să și rămână ceva frumos în urma lui. Ori pe partea aceasta cu negru, ori pur și simplu pe partea colorată de aceeași culoare cu a cartonului. Sper că v-a fost util acest experiment și că îl veți pune și voi în aplicare și mai ales sper să nu uitați lecția pe care o putem învăța de la el. Și noi, asemenea culorilor care alcătuiesc curcubeul, suntem diferiți fiecare dintre noi, însă atunci când suntem împreună, putem să facem ceva foarte frumos și știți ce? Fiecare dintre noi este prețios și este valoros, poate în echipa familiei lui, în echipa din clasa lui sau în echipa sa de prieteni. Și să nu uitați cât de prețioși sunteți fiecare, asemenea culorilor din acest curcubeu.